Salutare, prieteni, Alin Grigore sunt și bine ați revenit la Spotlight Superliga, o emisiune marca Fanatic, o emisiune în care vom analiza absolut tot ce înseamnă fază controversată, dar și declarații controversate din Superliga, din ultima etapă din Superliga. Nu vor lipsi, bineînțeles, nici exclusivitățile cu care Fanatic va obișnui deja. De altfel, știți că înainte acestei emisiuni a fost Fanatic Superliga, unde a fost o nebunie totală cu Dănuț Lupu, Adrian Mutu și așa mai departe. Au fost subiecte peste subiecte. Pe fanatic.ro găsiți absolut tot ce a fost astăzi pe cele două emisiuni, pe cea cu Mutu și pe cea cu Dănuț Lupu. Bun, astăzi vom discuta cu Vivi Răchită. Salut, Vivi, bine ai revenit. Te ținut de promisiune, ai venit și săptămâna asta cu noi aici. Te salut, Alin, da, mai și săptămâna viitoare, formă, facem o pauză, dar revenim. Păi, abia am obișnuit cum facem pauză, eu sunt încins aici la maximum. Da? Păi nu, trebuie să mai facem și pauză, că nu putem așa a la lung să mergem, da? Pentru că mai avem și alte emisiuni, mai avem și familii. Bun, și pe lângă Vivi Răchită, deja cunoscutul Vivi Răchită, mai avem un, îi spun personaj, nu cred că o să se supere pe mine pentru că îi spun personaj, unul dintre cei mai controversați oameni din fotbal românesc, cu siguranță cel mai controversat om de la Dinamo și oficial de la Dinamo. Dar o să lăsăm pe el să ne spune de ce este controversat, care este problema, cu cine are de fapt probleme la club, dacă are probleme și tot ce se întâmplă acolo la Dinamo, pentru că Dinamo este un club imens în România, un club care nu are voie să treacă prin momentele prin care trece acum. Da, cam atât despre descrierea acestui om. Vă spun direct George Bozieru sau George Daniel Bozieru. Salut, George! Salut, Alin! Bună ziua tuturor celor care ne urmăresc! Mulțumesc pentru prezență! Ce să mai... o onoare să mă aflu într-o emisiune moderată de tine. Cum ai antemenționat și tu, cred că ai te-ai dus direct în pâine, ai intrat în pâine. Cel mai controversat om în fotbal românesc, probabil. Băi, ce se întâmplă? Eu personal sunt un tip foarte dedicat. Prin dedicarea asta pe care o am și prin implicarea asta pe care o am permanentă, ajung să nasc și controverse. Adică faptul că sunt o persoană care încerc să stau mai low profile, să vorbesc mai puțin, de foarte multe ori nu mă pot apăra și nu poate nimeni mai bine decât mine să vorbească de propria mea activitate, știi? Ești în premieră la o emisiune de acest gen, nu? Da, da, da. În premieră. Iată că la Fanatic se întâmplă lucruri în premieră așa cum deja s-au obișnuit oamenii. Bun, ești controversat. De ce ești controversat? Hai să le spun oamenilor de ce ești tu controversat. George Bozieru a activat câți ani la Rapid? Haide în primul rând să înțelegem cine e George Bozieru. Cine e George la episodul Rapid? Pentru că George Bozieru este un tânăr, dornic de afirmare, dornic să facă carieră în management sportiv. Pot să spun așa, am avut de mic copil plăcerea de a fi în acest sport, am creat în acest sport, cu toate că eu am studiat altceva, am făcut altceva și am ajuns să lucrez în alt domeniu. De meserie în acest moment sunt, paradoxal, nu sunt șeful pazei, nu sunt... Bun, ce ești? Spune-ne ce ești, că eu la bază sunt antrenor de fotbal și cred că știi și tu treaba asta. Ești antrenor de fotbal la Dinamo? Sigur nu ești antrenor. Siguranță nu sunt la Dinamo antrenor de fotbal. Zim ce faci la Dinamo. La Dinamo. Bun. În primul rând, hai să plecăm de la premiza cum am ajuns eu să fiu un angrenaj al echipei Dinamo. Pentru că trebuie să plecăm de la ideea că nu sunt șeful pazei la Dinamo, nu sunt responsabilul de nesiguranța clubului Dinamo, nu sunt angajatul lui Dinamo. Deci asta vreau să o lămurim o dată pentru totdeauna. Nu sunt, nu am fost niciodată angajatul lui Dinamo și consider că un club de talia lui Dinamo merită să aibă la departamentul de securitate, merită să aibă la departamentul de organizare dinamoviști care să simtă cu adevărat pentru suporterii dinamoviști ceea ce înseamnă know-how ăsta de a fi dinamovist. Eu nu mă pot erija vreodată într-un deținător al spiritului dinamovist și din ceea ce deja probabil știți, am fost crescut în altă parte. Dar la Rapid. Asta la Rapid, adică nu se crește, nu cred că nici vreo infracțiune să fi crescut la altă echipă. Deci tu ai greșit de emisiunea, trebuia să vii mai devreme. Cu o oră mai devreme. Da, domn profesor, știu. La emisiunea cu vai sufletul vostru de rapidiști. Acum nici n-am să intru în ce se întâmplă acolo, să le țină Dumnezeu mințile luminate să facă. Da, auzi, Iurde, dar văd că tu ai tricoul lui FCSB. Asta voiam să spun. Deci este incredibil. Vivi, ai sigla lui FCSB? Vivi. Deci, George, stai. Deci, tu n-ai apucat să-ți spună povestea, dar uite că intru eu direct în poveste. Ai venit cu un hanorac pe tine, era așa zgribulit, zic, băi, uite, lui George e frig, ce se întâmplă că aici murim de cald? Lui George este frig. Și-a dat hanoracul jos și fix asta mă uitam acum, ce are pe piept. Îți dai seama că imaginea asta cu tine în momentul ăsta va face înconjurul presei oficialului Dinamo? Tu spui că nu ești angajat, că nu iei bani la Dinamo. Băi, ești la Dinamo acolo, ești cu tricoul lui Dinamo pe tine, reprezinți Dinamo. Oficialul lui Dinamo,
cu tricou cu semnele firmei unde Gigi Becali, de unde Gigi Becali se îmbracă. Tu stai seama, Alin, că sună Gigi Becali acum în direct și îi face o ofertă lui George. Acum, în primul rând, să stabilim. În primul rând, eu sunt creștin ortodox, practicant, n-are nicio legătură asta cu ceea ce... Ok, domnul Becali este un promotor al creștinismului în România, dar n-are nicio legătură vestimentația mea cu faptul că domnul Becali este și dânsul un promotor al creștinismului. Ești primul om din fotbal care se îmbracă cu haine... Nu, sunt al doilea. Al doilea om din fotbal, pe Gigi Becali, voiam să spun, primul om de fotbal, care se îmbracă cu hainele lui Gigi Becali. Bine, între ghilimele fiind spus, cu firma de unde se îmbracă Gigi Becali. Acum să ne ducem nici în derizoriu, că Hristos nu-i aparține nici Gigi Becali, nu-i aparține nici mie. Noi, până la urmă, atât eu cât și cred că domnia sa mai mult decât mine, promovăm pe cât posibil, adică dacă și mă urmărești și în viața privată, știi foarte bine că eu sunt un promotor, să zic așa, la activităților creștine și prin ceea ce fac eu nu fac nimic altceva decât să aduc creștinismul cât mai aproape de oameni și nu mi se pare ceva neapărat greșit. Deci nici preot nu ești. Nu sunt preot. Da. Deci până la urmă ce ești, că am înțeles okay, asta, haideți să rămân ce fac la Dinamo. Eu sunt colaboratorul lui Dinamo, dar nu sunt angajatul lui Dinamo. Eu mai mult ajut pe probleme de organizare clubul, prin societatea de securitate care prestează activități acolo la echipa de fotbal. Nu și la alte sporturi, cum s-a vehiculat în ultima perioadă. Deci nu am treabă cu alte sporturi, nu am treabă cu clubul sportiv Dinamo. La partea celor de la Dinamo 1948, societatea aflată în insolvență în acest moment, sunt colaborator de societatea de securitate pe probleme de securitate. Sunt contactat de societatea de securitate în săptămâna premergătoare jocului pentru probleme de securitate. Asta nu înseamnă că sunt angajatul lui Dinamo, nu înseamnă, în primul vreau să dezmințim ceva, că tot Iureșul ăsta s-a creat după, în urma unui articol în care a zis o persoană din jurul clubului, un suporter Dinamo Vist influent, că ne uităm la profilul lui de Facebook și vedem cu sigla lui Dinamo Arde. Acest lucru este fals, n-a existat niciodată. Este un profil de Facebook care se numește, eu nu mă numesc George Boziru pe Facebook, mă numesc George Daniel pe Facebook, mă poate găsi toată lumea așa, n-am șters niciodată cont, n-am șters nicio postare de pe contul meu. Și ți-asum că ești rapidist, adică nu e o problemă asta. Consider că nu este o infracțiune să fi crescut într-un loc, dar asta nu înseamnă că eu de când am venit la Dinamo, în angrenajul echipei prin societatea de securitate, repet, și aș vrea să se înțeleagă acest lucru, că eu n-am câștigat niciun ban. Din luna octombrie, de când am venit eu în jurul echipei Dinamo, până la acest moment. Eu consider că fac o practică pentru a mă dezvolta pe mine și consider că în fotbal românesc este nevoie de mulți tineri care să îmbrățișeze această meserie de organizator de competiții, pentru că, din păcate, noi nu avem organizator de competiții în adevăratul sens al cuvântului în fotbal românesc, fără a jigni pe nimeni, noi nu avem un organizator care să plece dintr-un punct, se ducă până în celălalt punct. Avem oameni care lucrează pe anumite departamente și care se ocupă și de organizare de meci, dar nu sunt strict organizatori de meci. Și eu îmi doresc pentru fotbal românesc ca această meserie să existe. Și înainte de a încheia discuția despre cine este George Boziru, pentru că apoi trebuie să intrăm în pâine în ce s-a întâmplat în Superliga, vreau să ne spui, că spuneai mai devreme despre suporterii Dinamo, care cumva te-au hulit, unii ți-au dat tot felul de mesaje, mulți au cerut să pleci de acolo. Am văzut că ai fi avut și anumite probleme. Ei spun de niște probleme de acum câțiva ani, nu știu, cu legea, ceva de genul. E simplu. Au apărut în mediul online afirmația unei alte persoane, ca și cum, în care reșea că eu aș fi săvârșit o infracțiune de loviri și alte violențe și că aș fi fost condamnat și pus să fac muncă în folosul comunității pentru săvârșirea infracțiunii de loviri și alte violențe. Acest lucru este fals, nu a existat niciodată. Eu am fost implicat o singură dată în viața aceasta într-o acțiune penală care s-a soldat cu clasarea infracțiunii de loviri și alte violențe, pentru că eu am fost pur și simplu acolo o persoană implicată în acel conflict. A fost un conflict spontan în care eu am fost decât implicat martor și ulterior s-a clasat dosarul, pentru că n-am avut calitate procesoară în acest dosar. Și a rămas de la sine putere, pentru că infracțiunea de tulburare liniștii și ordine publice, că s-a tulburat liniștea și ordinea publică prin această activitate, a rămas. Dar eu n-am fost condamnat niciodată cu suspendare, n-am luat vreo amendă penală, este public. Adică știți ce se întâmplă? Am sesizat că, ok, înțeleg, sunt o persoană antipatică suporterilor Dinamoviști din prisma faptului că sunt născut pe sculul altă echipă de fotbal. Nici nu pot să-i condamn, în contră. Cred că și eu, probabil, în poziția dânșilor, aș fi reacționat la fel. Dar eu, atâta timp cât încerc prin ceea ce fac să aduc plus valoare activității mele, care implicit aduce plus valoare clubului Dinamo, pentru că dacă Dinamo dorește să renunțe la serviciile societății de securitate care lucrează cu clubul la care eu sunt partener, niciun fel de problemă. Dacă orice dinamovist vrea să vină să facă treaba asta pe aceiași bani, între ghilimele de rigoare, pe care le fac eu, și să vină să preia ce fac eu pentru societatea de securitate gratuit, cu titlu gratuit, deci nu cred că poate să vină cineva la televizor sau oriunde să vină, să iasă public să spună George Boziru a luat un leu. Cine vine primul care poate vine și face această afirmație, eu dispar din viața publică, nu-mi doresc acest, să zic așa, notorietate pe care o capăt, doar că trebuia într-un fel sau altul să ies să mă apăr și eu, pentru că, din nefericire, tot ce s-a vorbit e lipsit de fundament. Adică
Bun, o să mai vorbim despre Dinamo, mai vorbim despre lucrurile din Superliga, dar haideți să trecem la FCSB Universitatea Craiova, să începem cu play-off-ul. Da, începem de fiecare dată cu FCSB, cu meciurile FCSB-ului, pentru că vrem, nu vrem, este echipa care are cei mai mulți suporteri în România, este echipa care adună cei mai mulți oameni pe stadion și acum la meciul cu Universitatea Craiova, Vivi, din nou 30.000 de suporteri. Este echipa de pe primul loc, este echipa care se pare că după 9 ani va câștiga un nou titlu. Un titlu, da. După Gâlcă, după perioada Gâlcă. Eu am spus-o la începutul campionatului că nu mai fac pariul ăla pe care l-am făcut anul trecut, când pun licența pro la bătaie să-i dau foc dacă va câștiga FCSB-ul cu Gigi Becali, antrenor. Și am spus, doamne, anul ăsta eu cred că toate echipele vor juca ca FCSB-ul să câștige campionatul. Având și o echipă puternică. Antrenorul a rămas același, deci știm cine este antrenorul la FCSB, dar celelalte echipe nu au constanță. Hai să ne uităm la Rapid, bate 4-0 pe FCSB și 3 înfrângeri consecutive. Două acasă, cu Farul și CFR, și una în deplasare șocantă, când în minutul 60 ai 1-0, cartonaș roșu CSU Craiova și pierzi 2-1. Păi cum să fii tu o echipă de care se bate la titlu când ai asemenea sincope? Apoi FCSB-ul, deși n-a jucat foarte, foarte bine la meciul cu CSU Craiova, chiar a fost o echipă după stilul și asemănarea lui Dan Petrescu, CFR-ul ăla, care câștiga cu 1-0 și câștiga campionate, a beneficiat de două greșeli ale craiovenilor, două goluri, a beneficiat de faptul că singura tactică a lui Petef, pe care noi o putem înțelege, este Zacusca și pâinea era mitriță. Și acum n-a mai fost mitriță, n-a mai avut pe ce să pună zacuscă. Da, chiar așa rău să se simtă absența asta lui mitriță? Adică nu ești echipă mare dacă tu stai într-un singur jucător. Păi tu ești. Bun, a fost și Bancu absent, a fost și... Da, Bancu nu este decisiv. Bancu și Screciu nu sunt decisivi la Universitatea Craiova. Singura tactică, așa cum spuneam, al Petev, este să dați mingea lui mitriță, că știe el ce să facă. N-a jucat mitriță, echipa a fost debusolată din toate punctele. Păi și el părea debusolat în și el părea și în tribuna acolo, era interviul l-am văzut debusolat, că el a controlat repriza a doua. El cred că da, știi bulgarii dacă zic da și nu, la el crede că dacă FCSB-ul a jucat foarte bine tactic, el pasând în lateral și înapoi a controlat repriza a doua. Asta e Petef și asta e, încă o dată spun, FCSB-ul anul ăsta va câștiga campionatul. Am spus-o de la început, deci nu o spun acum când au 10 puncte în play-off, am spus-o de la început. Uite, au primit Dinamo Șut, au primit răspunsul legat de suporteri și de câte etape de suspendare apelul vor avea exact și nu se schimbă nimic, rămân 4 etape de suspendare și după acest apel, George, practic trebuie să ne gândim că va fi mai puțin de muncă pentru tine, fiind omul care se ocupă cumva cu supravegherea și cu paza de la stadion, dar foarte greu pentru club. Deci plecăm de la premiza că fotbalul înseamnă spectacol și înseamnă public la stadion și efortul pe care l-a făcut de-a lungul timpului galeria lui Dinamo de a susține echipa și de a menține această stare de spirit, că Dinamo, până la urmă, Dinamo, Steaua, Rapid, Petrolul, aceste branduri mari, n-au cum să dispară vreodată din prim planul fotbalului românesc, pot decât să fie absente temporar. Oricum, brand de talia lui Dinamo are nevoie de suporteri și fără suporteri nu cred că ar putea exista, că cei dau identitatea clubului. Că despre această suspendare pe care clubul a primit-o, prefer să nu dau eu cu părerea, pentru că nu sunt de meserie, avem Dinamo are departament. Dar tu n-ai fost acolo? Nu ai fost în focul evenimentului? Nu. Ce s-a întâmplat exact? Am înțeles că au venit Sudu din Ghecea. Da, e vorba despre meciul Dinamo-UTA, care s-a jucat pe Iacu Lădiu. Din Ghecea s-au bătut cu... Deci, după cum puteți vedea, în primul rând ne raportăm la un meci disputat între Dinamo București și UTA Arad. Deci acum vorbim în calitate de prieteni, vorbim de prieteni, nu avem poziție oficială, da, nu pot spune decât nu ne vede nimeni, stai niște. Un punct de vedere personal pe care mi-l asum. La partida de fotbal între Dinamo și UTA Arad, pe Arcul de Triunf, disputată pe Arcul de Triunf, sunt de acord cu dumneavoastră că putem spune că a fost un conflict între suporterii lui Dinamo și suporterii de suporteristele. Da? Deci putem să mergem la premiza asta, doar că Comisia de Disciplină se raportează la regulament. Ce da? Spune, nu, ce spune da, regulamentul la acea literă. Și sancțiunea complementară este suspendarea terenului pentru 4 jocuri. Da, UTA. Stai un pic, Vivi, scuză-mă. Uite, o să te bag în corz un pic. Da? Poate vei ieși, știi cum e, Balbi cu Doroftei. Apropo de Doroftei, este ziua lui Doroftei pe 10 aprilie, adică mâine. Îi urăm la mulțumesc pe această cale. Mare campion. Leonardo Doroftei, da, imens campion.
Au fost incidentele acelea de la Dinamo UTA. Ce făcea George Boziru atunci? George Boziru era într-o perioadă în care suporterii cereau să nu mai apară. George Boziru este și mai începe într-o perioadă în care suporterii și-au afișat clar nemulțumirea de a fi în prim plan. Am acceptat în prima secundă în care am primit acel comunicat, acel ultimatum de a face pasul înapoi. Pas înapoi, nu prea aveam unde să-l fac pentru că, repet, eu n-am fost, nu sunt în acest moment angajatul clubului și nu am venit cu intenția de a căpușa Dinamo cum am fost catalogat, că am venit să mănânc și o bandă la Dinamo de anumite persoane. Nu. George Boziru era low profile, cum i s-a cerut să fie, adică să se ocupe strict de activitatea societății de securitate, adică acum că am un loc de muncă la societatea de securitate care are un contract cu Dinamo, n-ar fi o problemă. Mergem că eu sunt voluntar. Adică eu n-am nici măcar un loc de muncă aici, nu sunt angajat. Da, concret, unde erai? Acasă, în afara stadionului, în peluză, în tribună, unde erai atunci? Nu. Știi că au intrat băieții ăia sau au luat bătaie pe gazon? Eu cunosc evenimentul, dar dacă putem să subliniem și faptul că Dinamo este echipa în acest sezon care a beneficiat de cele mai mari rigori în ceea ce înseamnă... Deci o încerc să mă driblez. Eu am fost și o fundaș centralul de valoarea lui Vivi. N-am fost de valoarea lui Vivi, că asta s-a putut. La Liga 4, la mine, acolo era mai greu. Dar încerc să mă driblez. Ei, hau, hau, bau, bau. Ea, liniștată. Zine unde e camera secretă. Zi-mi ce făcea. Acum o cameră secretă. Zine unde e camera secretă. Hai. Ce să zic? Camera secretă, cred că era acum, din câte am observat, cu domnul nu se negociază și cred că camera secretă era la Pipera, la biserică. Da. Deci ai schimbat subiectul. Observ că ai schimbat subiectul, da? Nu pot să dau un punct de vedere pentru că ar fi lipsă de respect să vorbesc eu despre activitatea pe care o desfășoară alte persoane. Ce pot să spun este că George Boziru nu a avut. Asta zic, ce făceai tu? Asta mă interesează pe mine. Nu știu ce făceau. Nimic legat de organizarea de meci în acea zi. Nimic deci legat de organizare. Nu. Bun. Nu pot să spun că în acea zi nu m-a interesat ce se întâmplă, doar că mai mult decât să îmi doresc ca echipa să, pentru că ok, nu pot să fiu ipocrit. Eu îmi doresc ca în acest moment și sunt fer convins că Dinamo se va salva. Deci poate spun o declarație. Dar anunță-i dacă tot ești pe acolo. Spune-le că meciul se termină în minutul 90 plus prelungiri. Da? Nu în minutul 90. Deci, da? Pentru că în ultimele două etape ei au zis că s-a făcut minutul 90, gata, plecăm acasă, au pierdut 4 puncte. Acum nici nu e, să zic așa, de bine, nu-mi dă mie bine să expun eu părerea vis-a-vis de, da, de jocul echipei. De pot să spun efectiv ca o persoană implicată în angrenajul echipei că îmi doresc și sunt convins în continuare că echipa se va salva. Sunt dinamoviști care spun că Dinamo va retrograda. Dar bineînțeles, părerea întotdeauna sunt pro-contra. Eu sunt o persoană optimistă, de fel. Văd cum se fac anumite lucruri din exterior, cum văd toți suporterii. Deci, voi ați dus subiectul și emisiunea asta la Dinamo. N-are nicio legătură Dinamo acum, pentru că aveam și noi un desfășurător pe care trebuie să-l respectăm. Eram la FCSB. Da, la FCSB. Vezi? Bun, da, uite, vezi? FCSB, primul lucru foarte bun la George. Sigur că da. Deci, discutabil acum de ce n-aveți emisiune exclusiv Steaua sau altcumva. Nu, că acolo la FCSB sunt oamenii mai irașibili și mai greu de discuta cu ei. Bine, voi oricum sunteți toți cu credință și nu cred că sunteți oameni răi. Nu. Nu cred. Un om care are credință poate fi un om rău. Mihai Rotaru foarte supărat la 2-0, după golul de 2-0, și-a băut și el whisky-ul liniștit și apoi a dat gol, autogol de fapt. Aș vrea să subliniez. Și-a plecat din lojă. Aș vrea să subliniez în primul rând, dominarea clară, din toate punctele de vedere pe care discutam și înainte de emisiunea FCSB-ului pe toate fronturile. Ăsta este adevărul. FCSB la ora actuală, cum a spus și domn profesor, e cu siguranță, și din punctul meu de vedere, aproape campioană, ceea ce dă o palmă Domnul manager general, dă o palmă. Care manager general? Meme Stoica? Celălalt manager general. George Becali? Domnia sa, domnul Stăpân. Becali. Cel care, puteți observa că, până la urmă, indiferent că e o echipă acolo care muncește cu jucătorii până în ziua meciului, care poate propune în primul 11, la care se pot adăuga modificări, este meritul dânsului. Deci, incredibil. E primul om pe care l-aud din fotbal care spune că e meritul Gigi Becali 100%. Vreau să-mi spun, răspunde la o întrebare și nu mă mai dribla de data asta, că nu-ți dau un la picioare și te arunc pe gazon sau un gard. Am jucat fundaș lateral, mă prinde, e greu. E greu. Vrei? Bine, acum ești la Dinamo, e greu să spui. Dar te văd, vorbești și așa cu un pato despre Gigi Becali. Ți-a luat tricou ca lui Gigi Becali. Vrei să lucrezi la FCSB vreodată? Arine, sau ai vrea să lucrezi la FCSB vreodată? Era ultima echipă din București pe care am ratat-o. Dar dacă te sună acum George Becali și spune: băi, tată, te-am văzut cu un tricou frumos, vrei să vii la mine la echipă? În primul rând, haide să delimităm treaba asta. Eu sunt o persoană care apreciez umor, dar delimităm zona creștin-ortodoxă de zona... Corect, da, nu. Ce pot să spun acum? Să spun că mi-aș dori să fiu la FCSB? Nu că ți-ai dori.
te sună Gigi Becali, pur și simplu. Sună domnul Becali? Gigi Becali vrea și pe Mitriță. Dacă îl sună pe Mitriță, el spune, bă, vin sau nu vin. Dacă îl sună pe George Bozieru... și refuză Mitriță și le ia pe Bozieru. Joacă Bozieru acum. Nu, Bozieru să vină acolo și el, că el... Nu joacă pe același post. El joacă pe nu joacă pe același post. Nu, ce pot să spun acum? Eu sunt o persoană care, în primul rând, consider că eu sunt antrenorul echipei ACS Burduca în acest moment. Câte joburi are omul ăsta, este halucinant. Sunt antrenor în funcție, sunt pe locul 1 și dețin recordul absolut în istoria fotbalului juvenil. Deci ești antrenor la FCSB. Rețineți și vă spun, domnul Grigore, nu mai decupați în context. Sunt antrenorul echipei ACS Burduca la nivel de Liga 4-a județul Dâmbovița. Sunt antrenorul și echipei de Under 19, care deține recordul absolut în fotbal românesc la copii și juniori de goluri marcate în doar 20 de etape. Am marcat 262 de goluri și am primit doar 7. Adică George Bozieru, antrenorul, consideră că în viitor ar putea să fie antrenor la o echipă de Liga 1, poftim, de ce nu? Dar nu... Deci, e de vreme să vorbim dacă poți să fii antrenor la FCSB. Corect, da. Da, ca să fii antrenor la FCSB, trebuie să fii umil. Am aceleași inițiale, George Bozieru. Deci nu te-ai vedea pe alt post la FCSB? Să fii cum ești acum la Dinamo cu securitatea, să te ocupi de securitatea FCSB-ului. Deci rețineți un lucru. Motivul pentru care eu fac acest voluntariat și această practică este îmi doresc să mă dezvolt pe mine, să capăt cât mai multe informații. Ok, este o persoană care din dorința de a epata de multe ori poate comit mici greșeli, să zic așa. Doar că acest departament de organizare pe care mi-l doresc eu să-l văd la fiecare echipă de fotbal din prima Liga României nu există. La nicio echipă din România, adică nu există un departament de organizare. Există doar persoane din diferite departamente care țin și chestia asta de organizare de meci. Adică nu există un organizator de meci, uite, poftim cum ne-am gândit la un meci internațional, nu există. Iar revenind la discuția pe care o aveam noi acum vis-a-vis de meciul echipei de pe primul loc din campionatul românesc, un meci pe care l-a câștigat meritat și... cu siguranță. Nu mai vorbesc cu tine. Hai să vorbim noi. Deci mă driblează acest domn George Bozieru și lasă în pace. Ai spune nu FCSB-ului? În acest moment să-i spun nu FCSB-ului din ce punct de vedere? Spui? Din orice punct. Te sună George pe care să fie angajat la el. În primul rând să facem o discuție despre un... Sau niciodată să nu spui niciodată. În viața asta, oricum niciodată să nu spui niciodată, doar că n-are nicio legătură treaba asta cu fotbal club FCSB și cu ce face domnul Becali în acest moment. E problema dânsului. Dânsul este deținătorul echipei de pe prima poziție, au alte gânduri, ei se gândesc acum la primăvara europeană din Champions League. Dânsul a, în ce am reținut. Acum am înțeles că pe lângă programul echipei, după terminarea datinilor, campionatul nu mai este o problemă, fotbalistic vorbind. E în sfârșit visul lui Gigi Becali să fie campion de Paște. Da. Haide, dar n-ai răspuns. Deci, poate să-ți propună funcția, uite, șeful securității bazei de la Berceni. Sau eu știu... Exact, orice poziție. Scuză-mă, l-ai văzut? L-ai văzut? A luat o gură de aqua pentru că l-au luat căldurile. Da. Nu mai poate, e cins. Nu, aqua e extraordinar. Eu am spus acum câțiva ani, încă mai mă jucam de antrenor, că dacă mi-ar plăcut o dată Gigi Becali pe ce-ți să fiu antrenor, mi-aș cumpăra o sapă și m-aș duce să prășesc în curtea mea. Mai bine, acolo știu ce fac eu, nu? Corect. Prășesc. Ai avut un răspuns. Da. Ai avut un răspuns. Niciodată nu te-ai dus să driblezi tu din apărare, ca cum face Chiriche și cu mingea când era din apărare pe vremuri, cum făcea. Da. Dar sunt alții, uite cum e Elias Haralambos, cum e ce ăsta, cum zic eu, elev cu minte, care să duc și... Gigi a zis foarte bine. Mă, știți cum lucrez eu. Dacă nu vă convine, nu mai veniți la mine. Nu formă să veniți și formă să-mi spuneți, domnule, mi-a făcut la echipa și schimbările. Știți, de la început. În primul rând, anul ăsta i-au ieșit. Și echipa și schimbările. Păi am mai căpătat experiență, pentru că noi tot l-am bătut la cap aici să nu mai joace tiki-taka Barcelona. Să joace cu doi mijlocași defensivi, să joace cu alea. Să uite la mine, uite, FCSB-ul câștigă campionatul fără companie, fără vreo de atac. Cât l-am tocat eu pe companie, că nu este jucător de Steaua. Uite, câștigă campionatul fără companie. Nu mai dă, să nu se mai adupă colaboratorii de lângă el, adul pe rață, adul pe ăla să facă trei dușuri și să... A învățat ceva, Gigi. A și cheltuit bani mulți. Eu, spre exemplu... A și cheltuit bani mulți. 9 ani să nu iei campionatul, să bași cei mai mulți bani, să cumperi jucătorul de la Farul, să scăgeri Farul campionatul, să cumperi jucătorul de la Astra, să câștige Astra campionatul, să cumperi jucători, să ia toată echipa lui Ftime de la Botoșani. Și bine, acum nu e de neglijat nici aportul pe care l-a avut atât Mr. Dan Petrescu cât și Edi Iordănescu în perioada lor la CFR Cluj, în perioada de invincibilitate de campionate la rând. Doar că aș menționa un lucru pe care l-ați discutat emisiunea trecută vis-a-vis de schimbarea lui Radu Slavescu cu George Popescu. Metodul 28.
George Popescu, pentru că așa a fost botezat de Gigi Becali. Da. Deci tu vezi cu cât patos vorbește George Bozielu. Deci se uită la noi la emisiune, că la noi la emisiune se uită la noi la emisiune unde s-a uitat. Apropo, vă mulțumim foarte mult pentru că la prima ediție v-ați uitat într-un număr extraordinar de mare și, ce să zic, doar plecăciuni în fața dumneavoastră. Vă invităm în continuare să fiți alături de noi. Când o să dea emisiunea? Pe YouTube? Pe YouTube a doua zi. Când? Mâine miercure. Miercure la 17:30, exact. Și în reluare suntem acolo tot timpul și pe Fanatic. În direct și în reluare și nu avem nicio problemă. Și pe YouTube peste tot. Dar uite cu cât patos vorbește George Bozielu despre Gigi Becali. Spune, în încheiere, ca să încheiem subiectul ăsta cu George Bozielu la FCSB. Tu vorbești, eu nu vorbesc așa despre părinții mei, cum vorbești despre George Becali. Deci, în primul rând, domnul Grigore, se vede că ai jucat fundaș central, că faci marcaj om la om. Deci nu mai ai lăsat în zonă, e marcaj om la om. Ca să răspund la întrebarea asta, era la subiectul FCSB. Ai fi vrut acum să neglijezi FCSB-ul, să spună, domnule, nu dă doi bani pe echipa de pe primul loc? Nu, ăsta este adevărul. Domnule Becali, a ieșit schimbarea pe care a făcut-o cu George Popescu în locul lui Radaslavescu. Pentru că și eu mă raportez la justiția din România și când vorbesc despre fotbal club FCSB, zic FCSB. Și țin cont de dorința domnului Becali și nu să-i mai zic Octavianu, să-i zic George Popescu, dacă încolo de câte ori voi vorbi despre fostul jucător al Rapidului. Ce părere ai despre treaba asta că un patron din România, din Superliga, îi schimbă numele, ok, nu în acte, sper că nu în acte, habar n-am. Nu, stai puțin, i-a schimbat și viața. George Popescu viața, l-a luat de la Craiova, i-a cumpărat mașină, i-a cumpărat apartament, i-a făcut 12 sau 13 mii de euro salariu pe lună și i-a schimbat viața lui George Popescu. El mai trebuie acum să ducă, să dea și bacalaureatul, să citească și o carte, ca să poată progresa. Altfel, rămâne la nivelul ăsta. Tu, dacă erai în locul lui George, în locul Octavian Popescu, ai fi acceptat, ai fi acceptat să schimbe patronul numele, să, nu știu, să-ți facă cum îi se întâmplă lui... Eu am lucrat cu Gigi Becali, da? Dar nu ți-a schimbat numele, ești Vivi Răchită. Când, după un meci în 2004-2005, a ieșit la televizor, că atunci începuse, după ce a plecat Pițurcă, să devină șef. Am văzut după un meci cu o echipă din Serbia, ne-am calificat și el vorbea, eram acasă și vorbea la televizor. Că Vivi a greșit la un gol, că nu va mai juca Vivi, va juca Ghionea sau ceva de genul ăsta. Mie nu venea să cred. Când am plecat a doua zi la antrenament, nu m-am dus la stadion, m-am oprit la bere, la birou. Și când am intrat și am avut o discuție foarte contundentă cu domnul Gigi Becali, este altul în face-to-face față de cum e la televizor și a spus că și-a zis și el așa și că asta a fost. În ce sens contundent? Adică are mai multe înțelesuri. Mi-am susținut un punctul de vedere foarte contundent, să zic așa. Ai urlat? Ai urlat? Am urlat, am țipat, pentru că aveam 34 de ani și eram a treia oară venit la Steaua, deci eu prinsese și Steaua lui Ceaușescu și Steaua lui Păunescu și uite că am avut norocul să prins și Steaua asta care a jucat cu Liverpool, nu? Și nu, da, că justiția, țin să fac cu precizare, justiția de România spune că nu era Steaua la acel moment. Da. Când? În 2004? Da, eram indus în eroare, așa spune. Da. Păi da, dar am spus, mă știu că m-am certat și eu cu Tolpan, dar când scria Steaua contra Liverpool, nu scria FCSB contra Liverpool, nu eram Steaua? Acum e o discuție, în punctul meu de vedere, am o altă părere. O să te întreb despre părerea ta, dar vreau să încheiem subiectul ăsta. N-a fost nicio palmă, niciun, nu știu, dar mi-a dat dreptate și a spus, da, nu că a zis și el la televizor, că era după meci, că... Deci era mai liniștit față în față. A doua zi și față în față, da. Bineînțeles că am spus, da, că vrei să plec. Era septembrie sau ceva de genul, nu mai era perioada de transfer și am spus, o rămân până în iarnă, oricum intrasem la școala de antrenori și voi pleca. Și așa a fost discuția mea cu Gigi Becali, vezi, vezi. Bine, că am mai avut discuții cu el pe la televizor, tot așa, cu puncte de vedere diferite. Au fost și cu țipete la televizor, dar apoi a dat, stai să ne împăcăm, că a venit duhovnicul. Deci Gigi Becali nu este un om rău. Dar câteodată mai sare calul. Uite, haideți să vedem o imagine cu un fotbalist de la FCSB. În timpul meciului cu Universitatea Craiova, un fotbalist, este vorba despre Radaslavescu, om care probabil îl crede pe Gigi Becali un om rău acum, nu știu, habar n-am, dar mi-a plăcut un lucru foarte mult la această imagine, de aceea am și selectat-o pentru a vă prezenta în această zi minunată de Spotlight Superliga. Este în imagine, cum se vede, este golul de, cred că 1-0, nici nu mai contează ce gol a fost. Dar Radaslavescu arată, din punctul meu de vedere, arată că nu a rămas, ai văzut cum a fost meciul trecut, trist, supărat, afectat. Se bucură sincer. Pare foarte fericit, pare foarte bucuros și pare bucuria unui copil, pentru că el e un copil. Da. Și asta cred că denotă multe lucruri.
Da. Și cum menționa domnul Răchită mai devreme și de schimbarea vieții pe care a avut-o către George Popescu, cu siguranță și Bilal Dazlăvescu i-a schimbat viața. Adică să fii la o echipă care este angrenată în câștigarea campionatului, indiferent cum se numește ea, adică și o echipă care nu are identitate neapărat. Dar să nu vezi schimba cariera asta, spun eu, pentru că dacă rămânea la Hagi și mai juca încă 2 ani, că juca titular. Sunt de aceeași părere. Se putea duce din punct de vedere sportiv foarte sus. Și a venit la FCSB unde prinde un meci la 4 partide. Și îl schimbi minutul 28, un copil de genul ăsta poate să pice psihic dacă nu este foarte puternic. Da. Dar mi-a plăcut și reacția pe care a avut-o tatăl lui Radu Slovescu, a spus că nu mi-e interesat. Știți ce se întâmplă? Am atins un subiect interesant. Reacția pe care au părinții vis-a-vis de copiilor. Calitatea pe care o am de antrenor la copii și junior, consider, este o reacție normală al părintelui lui Radu Slovescu, care spune că există oameni abilitați să vorbească de fotbal și că e doar părinte, generalul discuției, că e doar părinte și se limitează în a nu vorbi nimic. Dar din păcate ne-am ajuns să facem din lucruri normale să facem senzațional. Este un lucru normal ca părintele să fie părinte. Din păcate, ceea ce se întâmplă la copii juniori, și eu trag un semnal de alarmă, că este dramatic ce se întâmplă. Am fost și eu la câteva meciuri, este incredibil. Și este incredibil. Toți părinții sunt antrenori. Da. Că tot vorbea de un profesor mai devreme. Păi, normal că toți, acum păstrăm proporție, toți sunt niște mici patronași de echipe. Consideră că dacă dau 330 de copiilor, mici Messi. Eu, spre exemplu, mici Messi sau Beckenbauer. În toate ședințele de cu părinții pe care am la mine la clubul unde sunt eu antrenor, nu se plătește nimic prin sponsorizările pe care le aduce, mă rog, gratuit. Dar regulă, în cluburile unde se plătea cotizație și când m-am apucat și eu de antrenoratul ăsta la copii juniori, se plătea cotizație, ședințele mele erau foarte simple. Dacă mergi la o stație PECO și alimentezi de 350 de lei, 300 de lei, cât e o cotizație, da, alimentezi mașina, ai voie să pleci cu stația acasă? Așa e și aici. Adică plătești o cotizație, nu înseamnă că ești angajatorul antrenorului. Ești un părinte, trebuie să susții copilul indiferent de orice, să fii conștient că pentru a face un proces corect, construcția casei trebuie să înceapă cu fundația, iar din păcate în fotbalul nostru o mare problemă și o mare semnal de alarmă care trebuie tras și federația văd că face lucruri în acest sens și a început ușor, ușor, a creat o platformă, acest FRF Coach, care este foarte bun pentru antrenorii la început de drum, îi ajută, au antrenorul lor secund, cum o spune și federația, un lucru foarte interesant pe care îl face federația. Dar în București avem peste 380 de școli de fotbal. Peste 380, da, în București. Dar Radu Slăvescu poate ajunge fotbalist în situația în care este acum? La calitățile pe care le are Radu Slăvescu, eu l-am văzut pe Radu Slăvescu prima dată, l-am descoperit pe Radu Slăvescu în finala Ligii de Tineret pe care a disputat-o, cred că era Liga de Tineret sau era încă Liga Eliterul Under 19. Deci l-am cunoscut înainte de a pleca de la Faro. El este 2004, dacă nu mă înșel, l-am născut. Și l-am văzut în acea finală, o finală în care a fost magistral. A pictat pe teren, adică a jucat extraordinar la acel meci. Nici nu știu dacă încă era Viitorul sau era Faro, nu mai știu exact. Nu mai am... Și bun, și pentru că tu deja ai o relație specială cu George Becali, ce sfat i-ai dat lui George Becali? Să-l folosească sau nu? Nu, că văd că deja sunteți prieteni, adică vorbești despre Gigi Becali foarte, așa, familiar. No, acum vorbim de Radu Slăvescu. Da, dar și despre Gigi Becali ai vorbit, s-au trecut 30 minute în emisiune, tu ai vorbit 29 despre Gigi Becali. Nu știu dacă am vorbit 29 de emisiune, mă bucur că au trecut 30 minute, înseamnă că avem subiecte de discutat. Radu Slăvescu este un jucător care trebuie să joace, pentru a confirma, cum a spus și domnul Răchită mai devreme, dacă rămânea la Faro și de punctul meu de vedere, cred că aveau alt proces. Din ce știu, Faro a avut la un dat intenția să-l ia înapoi. Da. Să-l aducă înapoi. Sper să-și câștige forma de care are nevoie pentru a ajunge acolo unde cred eu că merită un copil care a dat. Vivi, tot la FCSB, mai stăm un pic pe FCSB, apoi trecem la celelalte echipe, pentru că chiar a fost un weekend nebun, dar și Gigi Becali a făcut o mulțime de declarații la Fanatic Superliga în acest weekend. A spus că va aduce 5-7 jucători, va face 5-7 transferuri. Încă nu e hotărât, 5-7 transferuri. Și a menționat câteva nume foarte interesante. Luis Munteanu, Ali Bec, Mitriță, Otele, plus un fundaș dreapta, plus un fundaș stânga și un atacant dreapta. Deci, fundaș stânga, Radunovici. Radunovici, dar să vedem... O să-i prelungească. A intrat la noi la emisiune și a zis că o să-i prelungească. Știu, 15.000 de euro, dar... Fundaș dreapta n-are racheta care s-a făcut petardă. Andy, nu-i racheta. Andy, da. Păi și e petardă. Eu i-am spus, da, zici că e petardă? După al doilea meci, când l-am văzut cu Petrolul, i-am spus că e petardă și... Da. Apoi, ca fundaș central, mai trebuie, dar cel mai bun transfer al FCSB-ului în ultima perioadă este Kirkeș. Și am spus-o de la început, când s-a accidentat Kirikes la UTA și spunea toată lumea că să lase de fotbal, am spus, băi, opriți-vă, ca fundaș central nu-ți trebuie foarte multă ortă sau ăsta. Trebuie să joci cu capul ca fundaș central, trebuie să închizi. Și Kirikes la valoare și experiența lui va fi un mare plus pentru PCSB. Păi Kirikes îl poziționa pe Daua când a jucat Kirikes foarte bine. Uite acum îl poziționează pe Înghezana. Pe Înghezana cu Daua sunt doi bezmetici, amândoi se duc și atacă Kirikes și știe cum să stea să închidă culoarele. Da, Mitriță niciodată,
Mitrița este finul lui Mihai Rotaru, e oltean niciodată și zic, Otele. I-a cerut Neluțu Vargă, pentru că sunt prieteni, i-a cerut doar 6 milioane de euro. Că dacă nu erau prieteni, cei cerau 3 sau 4, da? Îi cerau mai puțin. Alibek nu cred că va veni. Alibek a spus că vorbi după euro despre Mitrița. Da, nu cred că va veni. Și pe oricine aduceți, dacă îi aduceți și pe tot, nu avem nicio șansă să ne calificăm în Champions League, pentru că dacă ajungem turul 3 sau play-off de Champions League, dăm de echipă care ne spulbără. Noi ne gândeam, și am spus asta, noi ne gândeam înainte, când se juca în cupele europene, să prindem prima oară europeană. Acum începe în iulie și aici mai să prindem sfârșitul lui august cu cupele europene. Da? Că după 2-3 tururi, gata, ieșim afară din cupele europene. Aici este tragedia al fotbalului românesc. Mai avem foarte puține secunde legate de FCSB și am selectat eu un lucru foarte interesant care mi-a atras atenția la meciul dintre FCSB și Universitatea Craiova. Crețu, un băiat de 35 de ani, Vali Crețu, atenție, nu Alex Crețu, Vali Crețu, 35 de ani, fundaș dreapta la FCSB, cum a spus Vivi mai devreme, e un pic bezmetic, dar Vali Crețu, îmi permis să spun asta, i-a încheiat cariera lui Andrei Ivan la acest meci. Avem și o captură cu Vali Crețu, câteva intervenții în fața lui Andrei Ivan. Pur și simplu, Andrei Ivan... Ăsta e Bayram. Este și avem și cu Ivan. Lui Ivan i-a încheiat cariera. A avut vreo 4-5 intervenții. A avut vreo 4-5 intervenții. Deci trebuia să aibă adversari Ivan, la ce formă este, și nu poate dribla nici spaniolul de la colț. Da. La forma pe care o are. Nu, dar Vali Crețu, eu m-am uitat prima repriză, ați văzut că a dispărut câteva secunde din imagine. Vali Crețu rămâsese acolo, în dreapta, undeva, s-a dus și el, a făcut o a centrat și a rămas jos cel puțin 10-15 secunde. Postul lui nu mai era acoperit de nimeni. Da, Vali Crețu că semnează din 6 în 6 luni, așa. Da. Vali Crețu, jucător pe poți care... Poți să te duci cu Vali Crețu în cupele europene? Niciodată. Asta zic, dacă tu îl blochezi perfect pe Bayram, da? Deci Bayram, cum am avut în imagine, pe Andrei Ivan. Sunt doi jucători pe care, teoretic, cândva, Mihai Rotaru a vrut niște milioane. Spun ceva, Alin, foarte bine a jucat la meciul ăsta Enghezana. A jucat, da. A jucat fundașul central dreapta, care l-a dublat foarte bine pe Vali Crețu. A avut încredere în tot ceea ce făcea. Dar nu poți să te duci cu Vali Crețu. Și pe mine, mie îmi place, l-am avut când eram antrenor la Serena B, l-am avut și place de el și este un inimos. Dar nu poți să te duci în cupele europene cu Vali Crețu. Trebuie fundaș lateral de valoare și trebuie un fundaș lateral care să știe să centreze, care să facă superioritate, care să chidă culoare, care să nu ia cartonaș galben pe decizii pripite. Și care e foarte important să se adapteze la modul de lucru. De la FCSB. El e adaptat. S-a întors de câteva ori. El e vaccinat. Din punctul meu de vedere, care nu știu dacă e neapărat cel mai abilitat punct de vedere, cum a spus și domn profesor, Vali Crețu este un jucător pe care te poți baza în campionatul românesc când și când, iar pentru competiția pe care o visează, sau pe care o visează, la care speră, FCSB-ul e depășit de situație, din punctul meu de vedere. Ne raportăm la ritm, la intensitate, la valoare, la tot ce vrei. Te vezi lucrând la FCSB în Liga Campionilor? Mai zăpăci. Vezi Agua Carpatica, o apă extraordinară, incredibil. Deci, vezi cum driblează? Deci noroc cu domnul Valvis. Vezi Agua. Noroc cu domnul Valvis pentru că a pus apa aici la dispoziție, pentru că altfel nu avea cum să dribleze de data asta. Da. Am două, ce crezi? Cealaltă e apă sfințită, să știi. Asta e cu flevără, asta e sfințită. Bun, haideți să încheiem FCSB-ul, subiectul FCSB, cu o întrebare. Vivi, cum ți se pare ție acțiunea asta? Fii patron, nu antrenor. Eu recunosc că am militat cu ea. Știu că nu va avea niciun rezultat, dar sunt de acord cu băieții de acolo. Că atenție, ei nu cer nimic de la Gigi Becali, cer doar să nu se bage la echipă. Cer normalitate. Cer normalitate, exact. Da, cer normalitate din Premier League, da? Unde patronul e patron, stă la lojă, frumos, cu invitați. Dar noi mai avem certitudinea că domnul Becali mai este patronul echipei. În acest moment? Da, încă n-a vândut. N-a vândut, dar n-avem certitudinea că Mehmet Stoica este președinte Consiliului de Administrație, pentru că nu s-a schimbat nimic. De când a vrut să vândă echipa, lucrurile sunt normale, totul este la nivel de vorbăraie, vorbitorinci suntem. Da, asta e o acțiune a unor suporteri ai FCSB-ului din vechea gardă a Stelei. Deci, suporterii aia știau ce înseamnă Steaua. Când la Steaua antrenor era antrenor, președinte era președinte, jucător era jucător.
Acum la Steaua, așa cum spune și Gigi Becali, și nu avem cum să îl contrazicem și nici măcar să îl judecăm, pentru că este afacerea lui. Este societatea comercială FCSB, deținută de familia Becali, unde la dânsul societate face ce vrea, sunt banii dânsului și alea. Cine, și așa a spus foarte clar, cine vine la mine știe cum se lucrează. Nu vrei să lucrezi, așa nu mai veni. Nu pot mă să-mi spui, domnule, stai că nu știu ce s-a întâmplat. S-a dus, singur, spunea Ana Maria ieri, că Gigi Becali s-a băgat peste tot în teatrul lucrându-l pe Reghe, adică Ana Maria să-i o tragă lui Reghe. Noi știam că și lui Reghe a făcut schimbări, deci știam de atunci, de pe perioada aia. Și am spus lui Reghe, la o emisiune, s-a supărat pe mine acum câțiva ani, dar nu mai contează, mi-a fost coleg. Dar uite că Ana Maria vine și confirmă. Singurii doi antenori peste care nu s-a băgat Gigi Becali din 2004, de când sunt Pițurcă și Edi Ordănescu. Edi Ordănescu? Și, da. Nu s-a băgat peste Edi Ordănescu? Asta e informație extraordinară. Nu. Pițurcă și Edi Ordănescu. Și la Olăroiu s-a făcut schimbări, dar Olăroiu era foarte deștept. Ce făcea Olăroiu? Când îi spunea Gigi, ăsta e accidentat, îl dă accidentat până. Ăsta nu e să, uite că ăia au un atacant mai bun și să nu-l băgăm pe fundașul ăsta. Deci Olăroiu și în schimb, peste toți antenorii Gigi Becali. Dar cum a avut Edi puterea, tupeul, nu știu cum să-l numesc, adică să-l Edi? Blocheze pe Gigi. Edi? Când, păi, da. Prin acea clauză de 500.000 de euro și prin faptul că a spus... Știu clauza, da, dar mă gândesc că nu s-a ținut cont de ea. Da, pe Gigi, știi că Edi câștiga 1-0 sau... Și așa Gigi spunea, nu-mi place că nu ținem de minge, nu-mi place că... L-a tocat la televizor până când Edi a renunțat și la clauză și a plecat. Dar Edi a făcut doar ceea ce a gândit el la FCSB în acea scurtă perioadă de, nu cât asta, 9-10 meciuri. Cam așa a stat și a plecat, a preferat să plece. Și la Pițurcă, eu eram la Steaua când, așa, și am câștigat un meci cu Dinamo, 1-0 pe Ghencea, greu meciu, ne bucuram în vestiar și a intrat și Gigi și a zis, da, doar 1-0. Noi ne-am oprit și ne-am uitat 1-0 cu ăsta și Piții a zis, ia du-te tu mă, ia, și apară, așteaptă-mă sus în birou că ce știi tu despre fotbal. Deci sunt lucruri trei de mine. Nu avea nicio implicare. Da, știu că ai vorbit la Fanatic Superliga despre cum l-a dat Gigi Pițurcă pe Gigi afară din vestiar, dar n-ai terminat povestea, dacă nu mă înșel eu. Păi l-a dat afară din vestiar, a zis, ieși afară, du-te și așteaptă-mă în birou și a ieșit afară pur și simplu. Nu venea, de exemplu, în turnee sau în... Nu venea pe la echipă, pentru că nu, la noi era Victor Pițurcă, manager general, și el se ocupa de tot ceea ce însemna echipă. Și birourile erau în altă parte și dacă vrei să semnezi un contract, duceai împreună cu managerul, semnai contractul acolo. Dar nu venea... Mai știi după ce meci era? Când a fost? Cu Dinamo. Cu Dinamo. Cu Dinamo 1-0. Deci voi erați plin de adrenalină acolo. Da, trebuie să mai băteam pe Dinamo 1-0 2003-2004 și când ne-am bucurat, ne-a dat cu... Ce mă, doar 1-0? Sau că toți ne-am oprit. Bine, eu cu Dinamo, cât ieși George aici, am amintiri plăcute, acel 5-0 pe Ghencea. Când da, ei sărbătoresc, noi sărbătorim, noi Steaua, că eu nu sunt stelist, sunt petrolist, chiar dacă am jucat vreo 7 ani la Steaua și toate stelele. Se sărbătorește, nu, câștigarea Cupei Campionilor, Dinamo sărbătorește 26-27 de ani de când ne-au dat foc la peluză. Dar bine, scorul a fost 3-1 pentru noi. Dar spune-mi asta cu Pițurcă, pentru că eu știu că între colegi acolo ați vorbit, nu știu, a doua, a treia zi la antrenament, vorbeați acolo când făceați alergări sau așa, bă, ce-o fi făcut Piții cu Gigi? Sau, adică că a fost un gest șocant, nu? Dar n-avea nicio treabă. Piții era managerul clubului. Deci tot ce s-a întâmplat la club, din punct de vedere al sportiv, al clubului, Piții de conducea. Gigi n-avea nicio legătură. Nu, păi uite, am plecat la Liverpool și țin minte că am ajuns la hotel și la hotel avea celebra pungă cu banii al lui Gigi. Așteptam să facem check-in-ul la hotel și Gigi a pus punga de bani pe recepție acolo. Pe asta. Și s-a apăsat butonul de panică. Erau câteva sute de mii de euro cash. N-a văzut doamna. A apăsat butonul de panică, au venit securitate. Apoi, noi am fost la antrenament, am fost în cantonament, tot a făcut Pițurcă. Ne-am întâlnit seara la masă, după meci. Și cu banii ce a făcut atunci? Ce s-a întâmplat cu ei? Doar au venit cei de la poliție sau ceva? Da, erau banii personale. Pe care i-a băgat într-un safe. Credibil. Da. Hai să încheiem cu FCSB-ul, pentru că George nu este de acord cu noi. Nu vrea să mai vorbim despre FCSB, îl văd, simt așa. Eu cred că mai sunt și alte etape în acest... Nu, sunt foarte multe meciuri și uite, trecem la sufletul tău, viața ta, rapid, CFR Cluj, 1-4.
Da, vorbesc eu? Vorbești tu? Vorbește tu, nu zic nimic, doar te las pe tine să vorbești. Un meci greu, din toate punctele de vedere, pentru că am o chestie care pleacă de sus și se termină jos, se numește coloana vertebrală. Voi ezita să atac pe cineva sau să zic ceva de cineva, doar că, ca și amator al fotbalului, mi se pare că am văzut un meci foarte slab între aceste da, două. Te-a durut sufletul no, să vezi rapidul pierzând? Nu. Pentru mine, personal, în acest moment, eu nu mă identific cu nimic din ce se întâmplă acolo. Mai interesant. De ce? N-ai lucrat în perioada... Ți-am spus că sunt niște lucruri de... Nu sunt o persoană care atac. Eu dacă acum vorbesc cu Alin Grigore și tu îmi spui mie ceva personal, să fii sigur că între mine și tine va rămâne pentru o veșnicie. Eu ca și copil născut, crescut în acea zonă, nu ca și cartier, că eu sunt născut, crescut în Titan, n-am nicio treabă cu Giuleștiul, dar nu mă identific cu nimic din ce se întâmplă. Bună, tu știi ce înseamnă Galeria Rapidului, asta n-ai cum să negi. Suporterii au cerut demisia lui Bergodi. Suporterii sunt suporteri, antrenorul este antrenor, conducerea este conducere. Știm cu toții ce se întâmplă la Rapid de ani și ani și ani, în care suporterii au un cuvânt foarte important de spus și iar te-ai încins, iar ai băut apă, iar este un subiect care... Este Agua Carpatica, vă rog frumos dacă puteți dați prin plan pe mine, este o apă extraordinară. Foarte bine, o să beau și eu în curând. Dar nu vrei să vorbești despre asta, pentru că știm cu toții că acolo, dacă suporterii nu sunt de acord cu un antrenor, îi vor cere demisia până... La orice echipă, dacă n-ai rezultate, îți cere demisia. Crezi că Bergodi va mai avea viață cu suporterii acolo după ce i s-a cerut demisia și nu și-a dat demisia? La toate echipele, să zic așa, de notoritate, acum vorbim de Rapid, da? Suporterii au momente în care nu sunt mulțumiți de anumite lucruri, fie că vorbim de evoluția echipei, fie că vorbim de, nu știu, anumită atmosferă de la echipă. În acest moment, la Rapid, după aceste trei rezultate de înfrângere, ca și amator al fotbalului, eu văd o echipă care n-a niciun fel de idee de joc. Nu știu, l-am dat și la 2-0, vedeam că joacă cu doi închizători. Nu înțelegeam nimic din exprimarea echipei, dar nu cred că la o echipă de talia Rapidului, o echipă de talia lui Dinamo, o echipă de talia... oricărui brand mare din țara asta pot decide suporterii neapărat cine vine antrenor sau cine lucrează. Nu cred treaba, eu refuz să cred treaba asta. Adică nu cred că la Rapid poate decide galeria dacă Bergodi rămâne antrenor sau nu. Cred că la Rapid în acest moment este un proiect serios pe care încearcă să-l facă oamenii de acolo și le urez tot binele din lume și lor, cum le urez și FCSB-ului să câștige campionatul, cum le urez tuturor proiectelor în fotbal românesc să crească fotbal românesc. Avem nevoie de fotbal. Vivi Bergodi mai are viața acolo? Eu recunosc, personal nu cred că va mai avea viața. Eu l-aș fi dat afară de Bruce de la Craiova. Pentru că eu cred că este maxim ce a putut să facă Bergodi la asta. I-am urmărit cariera, nu este antrenor de presiune. Deci pe la toate echipele pe care a fost, a început bine și a terminat foarte, foarte prost. Și cred eu că Rapid trebuia să facă o schimbare după meciul de la Craiova, pentru că ce s-a întâmplat acolo este incredibil. S-a repercutat și asupra meciului de pe Giulești cu CFR-ul, când CFR-ul venind după un 0-4 în cupă cu Corvinu, Adimutu plecând, echipa a reacționat și le-a dat 4 rapidiștilor. Fără antrenor pe bancă. Glumeam cu ei, se pare că Dan Petrescu ar fi fost pe bancă, ipotetic. Glumeam cu rapidiștii și le-am spus că eu veneam de la meci, când am fost la emisiune, la prima spură la Fanatic, veneam de la Petrolul cu voluntari. Nu ne-au lăsat frații noștri rapidiști fără să ia și ei 4. Dacă am luat noi 4 de la voluntari, au luat și ei 4 de la CFR. Deci noi 4-0, ei 4-1. Da, și eu cred că trebuia schimbarea. Atâta timp cât Șumudică, pe care toată gruparea rapidistă și-l dorește acum, este liber, eu cred că trebuia ca Șumudică să aibă și această șansă de a antrena noul Rapid în condițiile de acum. Bârligea hat-trick în meciul ăsta cu Rapid. N-a mai dat Bârligea nici la antrenament trei goluri. Da, niciodată n-a dat. La antrenament n-a dat trei. Cristi Manea și el gol, dar ambii, atenție mare de tot, ambii au ieșit accidentați. FCSB-ul jubilează, practic. Bârligea l-am văzut că ieșea pe brațe și când s-a terminat meciul s-a bucurat cu lumea pe teren. Bine, păi și euforia de la final de joc, da. Și poate a simțit ceva mai bine să nu știu. Eu cred că va fi în teren cu FCSB-ul. Cum se învâr lucrurile în așa fel încât tot FCSB-ul cade în picioare. Pe mine asta mă surprinde. Este clar, cum a spus și domn profesor mai devreme, este clar că după atâtea experiențe neplăcute pe care le-a avut în ultimii ani, că a venit și momentul în care a căpătat oarecare experiență antrenorul principal acestei echipe și
Cu siguranță cred că este anul în care el va câștiga campionatul. Tunia sa va câștiga campionatul. Și ce facem? Îi dăm titlul de antrenor anului fără, fără să aibă licență? Păi ce n-ar fi primul nici singur? Da, da, măcar ceilalți... Pro? Avem 180 cu pro? Cam așa. Dar măcar ceilalți aveau licența A, aveau carnet de antrenor. Eu le propun colegilor mei de la Fanatic și vorbesc foarte serios. Să facem o plachetă frumoasă, cum sunt cele pe care le primesc antrenorul anului, fotbalistul anului. Nu este o ironie sau Doamne ferește, este pur și simplu o propunere a mea, pentru că dacă Gigi Becali a reușit să câștige campionatul din sufragerie, omul ăsta chiar începe să înțeleagă foarte bine fotbalul și are niște idei de joc. Chiar dacă îi se cere demisia, între ghimele fiind spus de cei cu mișcarea a fi patron, nu antrenor, omul ăsta înseamnă că poate și înțelege fotbalul și trebuie să primească o plachetă din respect față de omul ăsta care... Păi, și-a făcut treaba de antrenor. Acum, că m-a spus și domn profesor că este o societate comercială privată, societatea lui comercială face ce vrea domnia sa cu societatea lui comercială, dar acum nici să ducem în derizoriu meseria asta de antrenor. Faptul că dânsul, prin ce face cu banii dânsului, reușește să câștige campionatul făcând o infuzie, să zic așa, de capital și aducând mulți bani în zona asta a sportului și încercând în acești ani de zile, amintește-ți că anul trecut s-a pierdut campionatul. Păi, George, dar nu duce nimeni în derizoriu meseria de antrenor. Uite la Craiova, omul ăla tot la fel bagă bani. Dar îl aduce pe Trică, îl dă pe Napoli, îl pune pe Croitorul. Păi, să vedem și acolo ce s-a întâmplat. Acolo e un dezastru. Ce se întâmplă la Craiova? Adică, eu nu-s necă, sunt fan. Deci eu sunt fan a tot ceea ce, între ghilimele fan, a tot ceea ce înseamnă boemia asta a fotbalului românesc. Eu nu cred că mai există undeva în lume, și abia așteptam la subiectul ăla, să ai de 10 ori comeback. Bine ai venit, la revedere, bine ai venit, la revedere, bine ai venit, la revedere. Păi bun, și de ce spui atunci că nu ducem în derizoriu meseria de antrenor? Ei singuri, antrenorii, își duc meseria asta în derizoriu. Uite cea mai bună alegere, și atenție, nu iau apărarea pentru că o să discutăm despre treaba asta în această frumoasă emisiune. Vivi Răchit are licența pro. Din 2007. Din 2007. N-a mai vrut să antreneze. Nu. Asta zic, ai stângata un exemplu. Toți patronii, toți managerii și așa mai departe. Îți dai seama că m-ar lua capul să... Fac un ciclu săptămânal de pregătire. Scuze-mă, ca să le spunem oamenilor de unde a plecat tot subiectul, de la unul dintre colegii noștri care pe mine personal m-a ajutat foarte mult de-a lungul carierei, este vorba despre Daniel Nazare, colegul nostru de la ProSport, a avut o postare interesantă, un pic răutăcioasă la adresa ta pe Facebook, a spus că Vivi Răchită ne spunea acum câteva zile că Săpunaru mai poate juca două sezoane în Superliga. Acum am înțeles de ce a ieșuat ca antrenor, da. Joacă pasta, Alin Grigore m-a etichetat pe mine. De ce a ieșuat ca antrenor Vivi? Așa cum spune Daniel Nazare, da, prietenul nostru, pentru că atenție, este prietenul nostru. Dacă luați CV-ul meu, vedea că am 3 promovări, că am ajuns chiar până la echipa națională, în staful lui Victor Pițurcă, ce am ajuns și la echipa națională, e opinia lui pe care a recunoscut că a fost răutăcios, dar i-am explicat-o în multe emisiuni. Nu mă văd în fotbalul românesc actual cu o asemenea organizare, adică cu patronii care să fie și președinți de club, și jumătate de antrenor. Nu mai mă văd. Nu am jucat fotbal și mi-au rupt picioarele 25 de ani și am gonartos la piciorul stâng acum de foarte greu mai joc un fotbal sau un tenis. Pentru a veni, și am fost la școală, am terminat licența B, licența pro, pe băncile școlii, deci nu că nu m-am dus. Așa. Ca să vină cineva din afară să-mi facă programul de antrenament, să-mi facă schimbările, să-mi facă echipa, să-mi facă fazele fixe. Nu! Am spus, nu mai vreau până când fotbalul românesc nu se va așeza pe principii normale. Da? Antrenorul să fie antrenor, președinte, președinte, patronul, patron și jucător, jucător. Și lucrul ăsta probabil că nu-l voi va împrinde în viața asta, de-aia prefer să stau pe margine. Ce ați recomandat dumneavoastră mie, ce mi-ați recomandat mie antrenorului George Bozier la început de drum, care își dorește să facă o carieră de antrenor? Să nu scalci principiile niciodată. Da? Să nu, dacă vrei să faci meseria asta de antrenor, să mergi tot timpul pe mâna ta, să nu asculți, să asculți, dar să iei deciziile tu. Da? Uite, Edi Ionescu face foarte bine. Îl ascultă inclusiv pe neapuiul, pe taicăsu, dar deciziile sunt toate ale lui. Deci Edi Ionescu este antrenorul model în acest moment, din această generație de antrenori din România.
Da. Este un lucru extraordinar și eu sunt de părere că Edi Ordenescu este un bun profesionist, dat fiind faptul că până la urmă dai Cezarul cel Cezarul, te-a calificat la turneul final cu jucătorii pe care avem acum, cu jucătorii pe care i-ai acum. Are, din ce văd eu, adică ca și suporter la echipei naționale, văd o atmosferă extraordinară la echipa națională acolo. Văd are personalitate. Edi Ordenescu are personalitate necesară că atunci când intră în vestiar, jucătorii se respecte, chiar dacă n-a fost imens ca jucători. Da? Dar și-a creat prin inteligență are o carte de vizită. Acest lucru. Hai să ne ducem aminte că ce a făcut și la Târgu Jiu, da, acum da, 10 da. Ani, da? La CFR Cluj. Hai să ne ducem aminte că la FCSB a plecat la FCSB, deși echipa juca și câștiga meciul, datorită interferenței lui Gigi Becali în actul de antrenorat. Dacă nu mă știu, cred că este și singurul antrenor din ultima perioadă a FCSB-ului care și-a dat demisia, n-a fost demis. Da. Cred că este singurul. A avut personalitate. Adică, bine, au mai fost demisii forțate de curenții. Îți place ție Edi Ordenescu? Da. Personal îmi place. Mi se pare un băiat preocupat de meseria pe care o are, clar. Foarte, să zic așa, concentrat pe a reuși. Nu contează în ce fel, nu contează cum. Îl văd chiar ofticându-se pe detalii mici, adică îl văd o persoană foarte competitivă. Mi se pare Edi Ordenescu un model de aia întâlnaș de un profesor. Ceream o părere și eu îl consider pe Edi Ordenescu un model de antrenor în această generație tânără. N-a jucat neapărat foarte mult fotbal, are foarte mult know-how în ceea ce înseamnă fotbal, este foarte pasionat de acest sport, are un dialog extraordinar de antrenor, adică poate vorbi pe tot ce înseamnă. A avut de la cine să învețe. A avut de la cine să învețe. Asta nici un defect că este copilul marelui Anghel Ordenescu. Adică, ca și la întotdeauna comparațiile astea cu părinții. Comparațiile cu părinții. Dom'le, nu mi-am dorit să mă nasc neapărat copilul tatălui meu, dar așa s-a întâmplat, sau copilul mamei mele, dar așa s-a întâmplat. Și clar că trebuie să iau ce e bun și mai puțin bun de la toți oamenii din jurul meu. Zimi, hai să încheiem subiectul rapid, deși e greu de încheiat subiectul rapid. Vreau să te întreb, pentru că tu ai lucrat foarte mulți ani acolo. Sunt rapidiști răzbunători, adică atunci când ai plecat de la Rapid, te-ai dus la Dinamo și cumva s-a aflat și în presă, s-au aflat și între ei. Au recurs la vreun gest față de tine? Niciodată. Sau nu știu, te-ai întâlnit la, nu știu, pe blog să scrie un mesaj urât? Sau... Suporterii acestei echipe de care vorbim noi mai devreme, suporterii Rapidului, sau... de fapt, nu au recurs niciodată la niciun fel de presiune la adresa mea. Niciunul dintre aceștia. Sau nu știu, vreun gest aparte, vreun gest amuzant. Am avut un gest din partea suporterilor alte echipe. Ce, care mi-au adus odată cu prima apariția mea. Clar că mi-am asumat să pun tricouri. Suporterii lui Dinamo? Sau nu știu dacă sunt suporterii lui Dinamo, pot să acuz pe cineva. Okay, okay. Am trezit într-o dimineață după un articol în Facebook cu mușchi țigănesc într-o pungă la uși. Pentru că eu am... Stai un pic. Deci, biroul meu este public, pentru că am o școală de fotbal unde am un birou și este public, adresa e publică. Eu nu locuiesc acolo, e pur și simplu clădire de birou. Și m-am trezit cu agățat de clanța biroului cu un pic de mușchi. Măcar era sigilat? Era sigilat, dar nu pot să zic că l-am mâncat sau nu l-ai mâncat? Nu mănânc mezeluri. Eu nu mănânc mezeluri? Eu știi ce am primit la Înalta Curte de Casație și Justiție? Am primit o caserolă de brânză de oaie. Am desfăcut-o, am văzut că miroase a oaie și le-am zis băieților, luați-mi înapoi, dați-mi de vacă. Pentru că era procesul cu CSA Steaua, cu Talpan și așa mai departe. Da, bine, o ironie, eu gust ironie, adică da, să știi și la fel, și la fel. Eu sunt, adică inclusiv chestia aia, cu Castrave. Deci suporteri, okay, nu știu dacă stai la Dinamo. N-o pot să, nu știm, nu știm. Dar în orice caz, gust ironia. Adică pentru mie mi s-a părut, da, inclusiv am văzut la un moment dat, eram oficial al Rapidului și veste cineva cu un tricou cu castraveciorilor și am prins noțiunea. Era în două culori scris și ieșea un cuvânt cu conotație rasistă. Am râs la acel mesaj și eu, adică gust ironiile. Sunt o persoană, să zic așa, plină de viață. Da, interesantă treaba asta cu mușchiul primit, cărnița. Hai să trecem și noi un pic mai departe la Sepsi cu Farul 1-1, goluri Șafranco și Luis Munteanu, omul dorit de Gigi Becali, insistent. Doar că aici au fost ceva probleme. Minutul 40, Oroian a atins mingea Finuț de lângă Ganea și a împins-o în poartă. Ganea spune că cumva a fost oprit din acea viteză și de aceea a căzut. Vivi, eu am văzut faza foarte bine. Tu ce spui despre aia, despre acea fază? Că aș fi dat gol dacă aș fi fost arbitru. Și la fel zic. Deci faza aia este... Toată pentru Gică, pentru Hagi, dar n-ai cum să negi evidența. Dar nu l-a atins pe Gane. Am văzut din timpul jocului. Mi-am crezut că era ceva foul în atac sau ceva, nu știu, de foul offside. Pentru că se vede că ia fața lui Gane, în spate, bagă mingea în poartă, 1-0. Nu, se termină. Eu am altă părere. Este avocatul diavolului aici.
sunt de părere că, ok, dinamica fazei tinde să se ducă spre un gol valabil. Eu dau credit VAR-ului și vei strig și de ce. Până la urmă, pe nimeni nu interesează ce zice arbitrul sau ce zice arbitrul VAR sau ce zice asistentul, oricare dintre membrii brigăzii la o fază anume. Asta pot să spun în calitate de fost arbitru. Contează ce spune regulamentul la acea fază. Și dacă și printr-o milisecundă ai împiedicat desfășurarea unei faze promițătoare și se poate da lovitură liberă, directă, indirectă, pustă, orice, trebuie să iei literal de regulament, pentru că cu riscul de a deranja, eu dau credit brigăzii. Și dar nu l-a deranjat pe Gane, adică nu cred că l-a atins, cred că doar i-a suplat așa un pic în ceafă. Eu merg pe decizia arbitrului și dau drept arbitrului. Poate interesant. Poi minutul 57, Dumitrescu tot la fel a marcat. Arbitrul a fluierat offside, acolo s-a văzut cumva pe reloare. Este foarte dificil, vedeți? Uitați-vă la meciurile internaționale și coroborați cu meciurile din campionatul intern. Foarte dificilă chestia asta cu linia offside-ului, adică pentru arbitrii din camera VAR este o misiune foarte grea. Repet, în ultima perioadă am vorbit foarte, foarte mult toți în fotbalul românesc, chiar dacă oficial, chiar dacă neoficial, despre arbitraj. Eu sunt de părere că arbitrajul românesc la ora aceasta este peste fotbalul românesc. Asta este punctul meu de vedere. Păi, dacă, cum este peste fotbalul românesc dacă tu cu VAR ai problemele pe care le ai? Bun. Ai problemele pe care le ai. Problemele sunt cu VAR peste tot în lume. Adică acum nu trebuie să creăm neapărat... Deci, repet, mi-am luat scaunul ăsta de avocat al diavolului. Cu VAR-ul sunt probleme în toate campionatele lumii. Eu sunt de părere că dacă fiecare echipă și-ar vedea mai mult de propria activitate și mai puțin de a vorbi ce greșeală a făcut X, ce greșeală a făcut Y, arbitrii sunt oameni, sunt predispuși greșelii, oricine poate greși. Acum, dacă ne erijăm noi în deținătorii adevărului absolut, se poate. Dar acum 2 ani, dacă era VAR, FCSB-ul era campion. Da, de acord. Adică offside la golul cu voluntari și era campion. De acord. Deci, VAR-ul a crescut. Din punctul de vedere, suntem mai puțin predispuși la greșeli decât la cum eram înainte, exact. Vivi, Dioseghi a cerut, patronul celor de la Stepsi, a cerut suspendarea lui Cătălin Popa, arbitru de la VAR, pentru 10 luni. Așa a spus după meci. Bine, să fie suspendat 10 luni. Și alte persoane din fotbalul nostru. Cătălin Popa nu e la prima exact. Felicitare de genul acesta. Acum, eu sunt... Deci gândiți-vă numai expunerea la nivel internațional pe care o au arbitrii în România în acest moment. Este probabil cel mai bun moment al arbitrajului românesc, cred că, din istorie. Păi cred că asta este unul dintre mari merite al lui Vasaras. Cu siguranță, da. Este una dintre cele mai importante persoane din vectorii de decizie, când vorbim de brigăzi internaționale. Uitați-vă, vin foarte mulți... Uitați-vă, eu vă dau un exemplu. Sebastian Colțescu, din punctul meu de vedere, este cel mai bun arbitru român la ora actuală. A ajuns la vârsta, la experiența necesară. Eu mă uit cu ce legeritate arbitrează Colțescu. Colțescu, efectiv, ar putea cu mare legeritate să arbitreze de la jumătatea terenului fără să se miște. Acum păstrăm proporții. Adică eu consider că arbitrajul în România este la un nivel bun. Se pot întâmpla greșeli, că suntem predispuși greșelii, dar nu cred că arbitrajul își pune grav amprenta pe tot ce înseamnă fenomenul ăsta fotbal. Bun, dacă arbitrajul nu își pune așa grav amprenta, ce părere ai despre greșelile care se fac împotriva lui Dinamo, pentru că au fost și împotriva lui Dinamo o mulțime de greșeli, dar au fost împotriva tuturor echipelor. Eu sunt o persoană care am fost arbitru în primul rând, nu pot să-mi dau cu părerea despre ce face alt arbitru vreodată în viața asta. Nu este lipsit de colegialitate și consider că chiar și de moralitate să vorbesc eu de pe fotoliu ce face orice participant la activitatea sportivă din teren, fie că vorbim de jucători, fie că vorbim de arbitru. Putem decât să emitem păreri când sunt lucruri care țin de competența noastră, iar eu nu mă voi raporta nicio greșeală care s-a comis în favoarea sau în defavoarea niciunea dintre echipe. Eu consider că arbitrii sunt oameni, sunt predispuși greșelii și că arbitrajul românesc este într-o creștere continuă și că lumea ar trebui să... Ok, mergem la premisa, uite, facem și invers. Arbitrii greșesc, flagrant, defavorizează, dezavantajează. Dar tu nu ești conștient că etapa viitoare tot cu ei te întâlnești. Adică eu consider că relația asta atât de rece între cluburi și Comisia Centrală nu aduce plus valoare acestui sport până la urmă. Deci nu poți să taci așa în fața lor. Sunt de acord. Eu sunt de acord. Nu trebuie să fii umil în fața lor. Trebuie să fie o relație de respect reciproc. Arbitrul este cel care trebuie să se ocupe de buna desfășurare a evenimentelor pe suprafața de joc, să se asigure că toți participanții de activitatea sportivă beneficiază de un control. Se întâmplă să fie și arbitrii mai puțin pregătiți. Se întâmplă. Te sună Andrei Niculescu înainte, după meciuri, când sunt probleme, să zic că George... Să mă întrebe de fază de arbitraj, exact. Asta vrei să spui tu? Nu-mi dau cu părerea de fază de arbitraj. Deci nu mă întreabă nimeni. Pentru că tu ai putea fi omul care l-ai liniștit cumva, că și el se enervează când vede ce ca orice fan. Deci gândiți-vă un lucru, înainte de a fi oficial, de a fi jucător, de a fi antrenor, de a fi angajat la orice multinațională, suntem fani ai fotbalului. Toți suntem fani ai fotbalului. Înainte de a fi orice. Ca fan, e normal să ai și controverse
proprii, să ai niște frustrări proprii. Eu prefer ca eu nu pot să spun că n-am fost vreodată frustrat de vreo decizie pe care a luat-o vreun arbitru. Am fost și eu poate de multe ori frustrat, poate de multe ori n-am fost de acord cu deciziile lor. Dar asta nu înseamnă că mă duc, ies și pot să dau într-o persoană fără să cunosc situația, date de probleme. Și dacă le cunosc, persoana aia dispare pentru mine, dar asta nu înseamnă că ies să o distrug public. Pentru că nu este fair. Ei sunt trei pe teren cu un al patru oficial și cu câți ori fi în cabina VAR versus o mare întreagă de oameni care, uite-te, dar fii atent, plecăm de la chestia cu copii și juniori, iar ne întoarcem acolo. Tu ți-ai lăsat copilul să facă arbitraj acum în fotbalul românesc, să se apuce de arbitraj, tu, Alin Grigore. Dacă aș ști că copilul meu este corect așa cum sunt eu, onest. Se apucă astăzi de arbitraj, el nu are nicio experiență. Da, astăzi se apucă, face școala cu... Da, da, știi care e diferența? Eu l-aș lăsa să ducă acolo, dar dacă îmi spune cineva de acolo, băi, băiatul nu are nicio treabă cu arbitrajul, ea spune... Și ascultă-mă, și are o treabă cu arbitrajul și ajunge și joacă, arbitrează un meci între două echipe de copii junior. Și, și părinții încep să-l înjure. Uite, între părinți, îl înjură. Uite, da. eu am pățit, eu sunt, cred că sunt printre puțini arbitri din fotbalul ăsta autohton al zonei București-Ilfov, care am fost lovit cu mașina. Pe mine m-a lovit mașina un jucător de fotbal după meci de Old Boys. A încercat să mă sperie, da, a fost, l-am dat și publică treaba asta, a încercat să mă sperie, a vrut să pun o frână să mă sperie, nu l-a ținut frâna și mi-a dat-o. Ce un copil. Eram un meci de Old Boys desfășurat lângă Federația Română de Fotbal, undeva prin 2016. Eram un copil. Un copil, adică eram efectiv un copil. N-aveam niciun fel de... Cei de acolo, Old Boys, fiind oameni peste 40 de ani. Oameni care se presupune că ar avea mintea cu ei. Și da, pentru că considerau dânsii că am dezavantajat eu una între echipe, cu toate că eu consider că ca și arbitru am fost un arbitru pasionat, dedicat și poate chiar și talentat, de când am arbitrat probabil cele mai dificile meciuri din zona Ilfovului unde am fost eu acolo. Și cum s-a finalizat treaba asta? Ancheta penală, mă rog, a fost o... Stai un pic, că nu, mă rog, nu e mă rog, George Bozieru. E un lucru foarte important, pentru că ăsta e un exemplu de așa nu... Oamenii trebuie să înțeleagă lucrul ăsta. Poate pentru tine este așa. Da, am fost parte procesuală, acesta a fost condamnat cu suspendare, încă nu s-a terminat procesul civil cu dânsul, ia cătă din 2016 până acum, incredibil, încă mă judec cu el, da. E publică treaba asta. Adică vă spun locul public. Da, eu ca arbitru. Adică eu nu mi-aș lăsa vreodată copilul în viața asta să mai fac arbitru, să întâlnească pe Maricel, 44 de ani, rupt de beat la meciul copilului său, că vine și mi înjură mie copilul și că mi caută copilul după meci, că se întâmplă. Sunt lucruri de care nu vorbește nimeni. De ce nu vorbește nimeni despre abuzurile din zona asta sectorului juvenil? Adică chiar nu vrem un fotbal mai bun, dar construcția casei fundația nu facem niciun intră. Bun, zi-mi Oțelul Dinamo, pentru că trebuie să alergăm un pic, revenim și la Vivi, dar vreau să spui despre Oțelul Dinamo, ce s-a întâmplat acolo la Oțelul Dinamo, a pierdut pe final, Dinamo a pierdut un punct imens. Un punct imens, lupta pentru retrogradare este continuare deschisă, pentru evitarea retrogradării este continuare deschisă, eu sper și sunt fel convins de punctul meu de vedere Dinamo se va salva, un meci dificil pentru echipa Dinamo, împotriva unei echipe arțăgoase, Oțelul, care știm cu toții acolo ce face. De ce nu a ieșit Dinamo de la cutie? 90 de minute. Asta e lucrurile de care poate vorbi antrenorul principal, cum a spus și Mr. Copici după meci, ce am văzut la conferința de presă. Au încercat anumite lucruri care nu au ieșit în această partidă, din nefericire, iar scorul n-a fost cel mai favorabil pentru Dinamo. Acum urmează un meci nou cu Iași pentru Dinamo, ei trebuie să se concentreze la acest meci și să scoată cel mai bun în acest meci. Eu am toată încrederea în echipă. Consider că lotul lui Dinamo la această oră este peste multe loturi din primele 10 echipe ale acestei. Te-ai gândit să faci, să recurgi la o nebunie dacă salvați Dinamo de la retrogradare? În ce sens să recurgi la o nebunie? Nu știu, uite, Bănel a spus că se vopsește roșu-albastru în cap dacă ia FCSB-ul campionatul. Vivi a zis că își rupe, nu acum, anul trecut, că își rupe licența. N-am mai pus anul ăsta. Licența probabil dacă ia Gigi Becali campionatul. Deci nu te-ai gândit la nimic. Nu m-am gândit la nimic. Sper ca Dinamo să se salveze de la retrogradare și sunt convins că Dinamo, eu personal sunt convins că Dinamo se va salva de la retrogradare și sper pentru toată lumea să se salveze de la retrogradare și îmi doresc acest club să redevină acel Dinamo pe care l-am prins noi toți, indiferent că suntem trei generații diferite la această masă, noi toți am prins Dinamo ca un brand uriaș. Și Dinamo trebuie să redevină un brand uriaș. Nici unul dintre toate trei generații n-a prins Dinamo Champions League. Incredibil. Domn profesor. Incredibil. Incredibil, Vivi, l-ai zăpăcit. Eu cred că la anul va fi acel derby Steaua Dinamo. În Liga 2. Unde joacă Steaua? Liga 2. Depinde cum privim lucrurile. Vorbesc numele, Steaua. Unde e? Steaua. Acum am intrat într-un loc, nu știu cine s-a atacat. Eu atac tu, care l-a atacat pe domnul profesor? Pe mine n-a cum să mă atacați, că eu le-am prins pe toate trei. Am prins Steaua lui Ceaușescu, am prins Steaua lui Păunescu, am prins Steaua lui Becali. Am avut iarăși petrolul voluntarii, Doamne, Vivi. Lasă-mă, nu mai umilit total. Eu așa ceva n-am văzut de multă vreme. Mie nu-mi venea să cred ce văd. 4-0. Dar eu am văzut pe jucători de la încălzire. Jucătorii noștri parcă erau, nu spun, la Real Madrid sau la Manchester City, niște vedete
care, Doamne, trebuie să intrăm să jucăm 90 de minute, că batem pe la voluntari de ei. Și a venit Florin Pârvu, care știa totul despre echipă, plecase cu 3 etape înainte, și ne-a dat un 4-0, dar ne-a aruncat acolo, pe locurile... Giusi Balint a venit acum la Petrolul. Da, cum îl vezi? Marian Copil nu putea să mai îl țină pe Florin Stângă, pentru că treceau cele 30 de zile de răgaz pentru a spune antrenor. Nu are licență pro Florin Stângă. Și a venit Giusi Balint. Vom vedea. Da, Giusi Balint, cum se pare ca antrenor? Pentru că el la Craiova, la Universitatea Craiova, a eșuat. La UTA a reușit în prima fază, apoi a eșuat. Adică el la echipele unde există tradiție, unde există suporteri, are ceva emoții. Eu sper că Giusi Balint se vine doar cu colaboratorii pe parte tehnică, nu și cei pe care i-a avut ca impresari. Da. Și știu ce la vorbesc. La ce te referi? La Bogdan Apostu. Adică, să nu vină cu Bogdan Apostu cumva indirect, pentru că... am înțeles ce vrei să spui. Te referi la faptul că Bogdan Apostu ar putea face transferul la Petrolul. E un lucru care se poartă, se practică. Foarte mulți oficial, foarte mulți antrenori au... Și inclusiv la echipa... Unde a fost, a dat kicks. Și nu zic sper ca la echipa mai de suple să nu dea kicks. Și Bogdan Apostu ar putea fi o problemă susținând treaba asta, pentru că... Pentru că are jucători și la alte echipe. Are și jucători la alte echipe și... Și vrei să spun ceva, Alin, în primul rând și Steaua Petrolului în derby. Stai că Vivi vorbește cu o dată aici și o încerc să-mi dau seama la ce se referă. Las că spun în off, după emisiune. Off, incredibil, off. Băi, te rog, mi-ai făcut data cu tapa. A venit Giusi Balint și... Trebuie să o susținem, noi Petrolul știu să o susținem, să mergem la meciuri. Bun, deci nu e pe Giusi Balint să nu vină cu Bogdan Apostu, pentru că nu ar fi tot mai indicat acum. Da. Înțeles. Huja a jucat foarte slab. Da, a fost schimbat la pauză. De ce a fost schimbat? Din cauza jocului sau au avut ceva probleme? Nu știu, am venit la emisiune. Te-ai scos și aici, te-ai scos. Da, am venit la emisiune, eram pe drum. Știi că l-am lăudat data trecută, că Huja să vină la FCSB, că e un fundaș central bun. Asta a fost poate. Și ce când un fundaș sau un portar are o zi proastă, se cunoaște pe tabela de marcaj. Când un atacant ratează cu poarta goală sau din 2 metri, nu se mai întâmplă nimic. Asta e tragedia fundașilor și a portarilor. Pentru că se vede pe tabelă. Poriaș FCU Craiova, voi spui ceva, George. Spune repede. Repede? Repede. Alergăm. Un meci... o modestie fotbalistică. Nu, eu nu ziceam de Poria și Craiova, spui repede. Ziceam de ce voiai tu să spui la Petrolul. Că am avut impresia că voiai să spui ceva despre Petrol. Despre Petrolul voiam să spun că la anul este un meci foarte interesant. Steaua Petrolul s-ar putea juca un meci foarte interesant. Între Steaua și Petrolul. E de asemenea un derby. Nu, e cam greu. E cam greu. Trebuie să fii cu ceva. Dar e cam greu Petrolul să retrogradeze de zi acum. Cam greu. Da, nu, e greu. Nu ne lasă Dinamo să retrogradăm. Da, Polia și FCU Craiova, nici nu vorbim. Altă față a echipei. Deci n-am văzut Craiova așa exuberantă pe cuvântul meu. Îl sun pe Jose, Patrica, să-i zic, bă, frate, Mourinho... Deci trebuie să fie 3-0, 4-0 pentru... Da, vă spun sincer care este ideea. Eu am cunoscut, deja știu rețeta succesului. Avem, zic bine, 14 de meteri cu plus minus cu comeback-uri, adunându-i pe cei doi... 10 cu 4. Zic că doar la 4-a. Teoretic, dânsul a încercat cu ambii. Oscilându-i. Și a zis acum, deci hai să încercăm cu amândoi odată. Și cu Croitorul în lojă. Deci trei are. Da. A avut trei antrenori la el și cu Militelul 4, care el face schimbări și echipa. Și noroc Adiță s-a hai să hai să avem pe toți patru. Da. Vivi, spune da, Adiță, și mie. N-am zis, Adiță a rămas în Herăstrău sau a fost la meci? Na, și-a dat dimisia în toate funcțiile și s-a săturat. Nu mai e gata, nu mai e oficial. Și la acțiuni și la tot. Eu vreau să întreb pe Vivi, cum vede el ca antrenor. Ești Trică, da? Ești Eugen Trică. Ai venit tu la primul tău meci cu băieții la Polia și tu la felul o nebunie de meci. Ești pe bancă. Alt antrenor nou la... Exact, ești antrenor nou. De Zerbi de România, nou de Zerbi. Ești antrenor nou, dar la Craiova. Da. În ce meci? Se termină meciul. Vechi. Se termină meciul. Se termină meciul. Nu contează rezultatul. Bine a fost când a fost rău. Scuză-mă puțin. Și vezi apoi imagini că patronul tău este cu croitorul în lojă. Cum trăiești tu momentul ăla? Cum te trăiești? Trăiești din prezent, pentru că știi că în vară îl pune pe croitorul. Că își termină licența în Moldova, nu? A, și ăsta ar fi planul, să știi. N-am negociat acum, până să-l pună pe Napoli, negociat cu croitorul și a spus, nu am licență încă. Iar vrei să punem pe cineva, lasă-mă să-mi iau licența, mi-o iau în vară din Moldova, de la Chișinău, și mă pui în vară.
Deci ar urma să vină conform planului, ar fi Croitor încă o dată. Eu cred că să joacă la pariuri pe aici. Eu cred că e cotă 1.05. Uite, avem imagine acum cu Croitor. E cotă 1.05 că nouul antrenor Craiovei din vară va fi Croitor. Deci adică, ești foarte sigur. Eu super cred sigur. Ce crezi tu, George? Eu cred că o să vedem antrenor, o să mai inventăm o funcție și o să-i avem pe toți. Acum dacă facem tot așa haznele, ca știi că am dat era domnul Croitor, mi se pare că era oficialul FCU Craiova, era scouterul celor de la Botoșani. Da. Acum știu că e soția, el și soția. Acum știu că e scouterul celor de la Botoșani, că din ce înțeleg tot dânsul se ocupă de activitate pe acolo și e prietenul celor de la Craiova. Domnul deci Croitorul este și scouter la FCU Botoșani. Este polivalent. Eu știu că îmbrățișează și această meserie de. Păi și era scouter și când era antrenor la Craiova sau? Așa am citit, mi se pare că citisem la un dat, adică nu pot să fac acuză. A fost și impresar când Haruț s-a transferat la FCSB. El l-a reprezentat, era antrenorul FC Botoșani și l-a reprezentat ca și impresar la... Incredibil. Ca la divers. Da, bun, ok. Și nu, comisiile, adică nu e cumva conflict, habar n-am. Conflict de interese, ceva? La comisii mai sunt din ăștia, mai peste 70, deci da, mai dorm. Doar când joacă Dinamo cu UTA, se trezesc și le dau câte 4 etape de suspendare. Dar da, 4 etape, exact cât sunt meciurile de play-out de acasă. Play-out, da. Acum nu trebuie să mergem toți noi în conspirativă, că asta scrie la regulament. Adică asta e nu, hai să le spunem. La UTA, de ce era? Că UTA era în deplasare. Și asumă activitatea suporterilor oaspeți în sector de semnat. Păi da, UTA și-a asumat activitatea suporterilor celor de la Peluza Sud, Iergea. De asemenea, băia s-au bătut. Dăm sectorul oaspeți. Acum noi nu putem merge, repet, de asta vă spun, ne-am și la începutul emisiunii. Comisia de disciplină nu se uită că au fost suporterii Sud Steaua sau suporterii X Vasile acolo. Nu, e identificat indicotul. Am înțeles că s-au dat mandate de aducere pentru suporterii clubului CSA Steaua. Stadiul de cercetare penală este unul, comisia de disciplină sportivă este altul. Sunt două lucruri distinct diferite. Știu și eu asta, dar dacă identifici pe înțeleg ce spuneți dumneavoastră, eu înțeleg ce spuneți dumneavoastră și mi se pare o absurditate cu această suspendare în sine, mi se pare o absurditate. Pentru că s-a întârziat, te-a adevărat, cu 7 sau 8 minute jocul și mi se pare o absurditate această suspendare, dar dacă asta scrie la regulament... Bun, să le spunem oamenilor că a fost vorba și de un offside acolo la Chițu, a marcat... Vreo 3 offside era, a fost niște faze halucinante în meciul ăsta dintre Polia și FCU Craiova. Altceva vreau să întreb despre UTA și vom încheia FC Botoșani 1-0. UTA locul 1 în play-out. Dacă va câștiga barajul celebru cu echipa din play-off, va merge... teoretic, în cupele europene, dar practic nu va merge pentru că n-are licența pentru cupele europene. Ce vreau să te întreb, Vivi, este altceva. Mezar, Alexandru Mezar a spus la Fanatic, Superliga, că a luat decizia să nu ia licența pentru cupele europene alături de Mircea Rednic. Explică-mi și mie logica din spatele acestei decizii de a nu juca în cupele europene pentru a te pregăti sezonul viitor ca să ce? Logica că nu are nicio logică. Eu nu înțeleg. Licența de cupă europeană nu costă nimic. Trebuie să faci doar un dosar, da? Pe care să-l depui și atunci... Și n-au vrut să joace în cupele europene că ce? Că oboseau? Că aveau deplasări? Chiar nu pot să... O să discut și eu, că înțeles. Jucăm la UTA sau vine UTA? Nu, vine UTA la Ploiești peste 2 săptămâni. Să vorbesc eu cu Mircea. Să-l întrebați și o să vorbim la următoarea emisiune. Vorbim la următoarea emisiune, nu? Da, Mircea Rednic, a cărei zi de naștere este astăzi, împlinește 62 de ani. Da, să zic și eu la mulți ani de seară. La mulți ani, pe Mircea Rednic. O să în timpul Real Madrid, Manchester City și o să întreb pe care ai vrea să o antrenezi. Da, bun. De haide, cadou de ziua ta. Suntem pe final. O singură întrebare mai am la voi. Bine, nu cred că e o discuție, dar vreau să vă întreb așa, să văd dacă ați fost atenți etapa asta. Cine a fost fotbalistul etapei din punctul tău de vedere, George? Jucătorul etapei în Superliga. Se gândește. Cine a fost... Bădincea, 3 goluri. Iată, vezi, n-ai fost atent. Ia, Alexi, dar domn profesor, nu, ce te-ai gândit? Nu-l mai prindem noi în viața asta, Bădincea, să marcheze 3 goluri într-un meci oficial. Sau poate îl prindem, zicește Dumnezeu să-l prindem, dar eu... oscilam în primul rând în a spune că jucătorul etapei... Că clar, nu zici Coman s-a făcut singur. Coman a zis singur că a fost... A fost petar. Nu sunt de acord cu ce a zis, dar mă rog, e părerea dânsului. Bârligea pentru reușite, dar eu aș vrea să subliniez evoluția lui Adnan Golubović de la meciul de ieri. Golubović, portarul lui Dinamo. Da, foarte bun, foarte bun. A avut câteva intervenții, dar din păcate... Asta este fotbalul. Uite încă o chestie, că mi-a trimis cineva mesaj acum. Dacă știi, dacă nu știi,
nu știu, dar azi te întreb, legat de o grupă, nu știu exact nici el, grupa de copii și juniori de la Dinamo, o grupă de copii și juniori de la Dinamo, dacă știi, să nu, probabil să nu mai sunăm oficialii de acolo, unde antrenorul Victor Petcu a fost ceva probleme acum câteva săptămâni, nu are nici el detalii prea mult, a fost ceva probleme cu jucătorii, n-au vrut să antreneze cu acest Victor Petcu, sau nu știu exact despre ce este vorba. Știi ceva de probleme pe acolo? Eu nu pot să-mi dau cu părerea. În primul rând, de care Dinamo vorbim? Că la Dinamo, la copii junior, avem trei entități. Da. Entitatea Ministerului de Interne, entitatea patronată de domnul Nicolae Badea și entitatea care joacă în Liga 1. Deci cea din Liga 1, înțeleg că e vorba că Victor Petcu știu că este acolo, la Liga 1. La... Da, nu am mai multe informații despre acest subiect, nu știu. Cu toate că, cum am spus, eu sunt principalul promotor al lucrurilor făcute cum trebuie la, la copii și juniori. Bun, asta voiam să știu dacă ai ceva informații. Asta a fost tot, Arad, FC Botoșanul 0. Nu o să mai vorbim despre etapa viitoare, pentru că deja am depășit foarte mult timpul. Dar, Vivi, vreau să te întreb de Florinel Coman, ce credeai că ai scăpat. Florinel Coman, n-avem cască, n-avem nimic, avem mie repede întrebarea. La Borussia Mönchengladbach. Da. Adi Ilie a anunțat în exclusivitate la Fanatic. Am văzut și Adi a vorbit acum vreo o lună și ceva că este interesul unui club din Germania pentru Florinel. Crezi Coman? Că s-ar putea adapta la Bundesliga? Pentru că Bundesliga e un campionat foarte, foarte puternic. Să știi că acum un an, doi ani, spuneam că nu. Dar și-a schimbat mentalitatea Florinel Coman, a pus masă musculară pe el, este alt Florinel Coman și eu cred că s-ar putea adapta și fotbalul german. Dar crezi că va fi rezervă la început? Acum, cum îi vezi tu parcursul? Pentru că e greu ca un fotbalist român. Depinde ce face. Florinel Coman se va transfera, dacă se va transfera după campionatul european. Acolo, pentru că, acum să fim drepti, Florinel Coman face diferența în campionatul românesc. Când a jucat pentru echipa națională, n-a fost Florinel Coman cel pe care îl vedem în campionatul românesc. Bine, alți adversari, altă implicare. Deci dacă Florinel face un campionat european, așa cum l-a făcut pe cel european de tineret cu Rădoi atunci, eu cred că poate să plece într-un campionat mai puternic și Gigi Becali să-și caute alt Florinel. Și tu ei sugera lui Florinel să ducă? Să plece. Să plece pentru că face 25-26 de ani. Da. Deja nu mai este foarte vandabil pe piața internațională. Da? Să cumpără acum la 17 ani, vedem ce cumpără Barcelona, ce cumpără Real Madrid. La 25-26 de ani, dacă n-ai ajuns într-un campionat puternic, înseamnă că n-ai avut valoarea necesară să ajungi acolo. Și la poate se va realiza și din punct de vedere material, alte salarii. Material, da. Și poate altă presiune, mai puțină din punct de... Gigi, trebuie să mai cumpere și... Deci după fundaș lateral, fundaș central, pe vârf, trebuie să ia și aripă stânga acum. Sau îl folosește pe George Popescu, nu? George Popescu, la locul alias... lui. Octavian Popescu. Octavian Hai, George Popescu. M-am tâmpit cu voi. George. Bun, George Bozieru, îți mulțumesc foarte mult pentru prezență. Îți mulțumesc, Alin, vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați suportat. Îți urez să te salvezi de la retrogradare. Pentru că e nevoie de Dinamo Liga 1, e nevoie de Dinamo și în cupele europene, dar până acolo, hai să ne gândim doar la Liga 1, la Superliga. Vivi, îți mulțumesc din nou pentru prezența ta în această zi minunată. Știu că ne vedem săptămâna viitoare. Să vedem ce mai aducem. Poate mai aducem un adept al lui George Becali ceva. Poate le aduce pe Dan Petrescu, că joacă CFR FCSB. Sau așa. E mai greu acolo, la Bursuc e mai greu. Bun. Vă mulțumesc, vă mulțumim de fapt și vouă pentru că ne-ați urmărit și în această zi frumoasă la Spotlight Superliga, o emisiune marca Fanatic, o emisiune plină de exclusivități și o emisiune în care ne dorim să vă arătăm fazile exact așa cum sunt, fără să avem partipiuri. Vă mulțumim, o zi minunată, la revedere!